Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Sindicaliștii și reprezentanții patronatelor au discutat ieri pe tema legii dialogului social în cadrul unei ședințe care a avut loc la Prefectura Vrancea. La sfârșitul lunii se anunță acțiuni de protest ale sindicatelor care susțin că sunt necesare modificări ale legii în favoarea salariaților. Legea dialogului social, respectiv legea numărul 62 din 2011, a fost tema discuțiilor purtate luni la Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii Vrancea. Reprezentanții patronatelor au spus că nu sunt de acord cu înființarea sindicatelor în firmele cu mai puțin de 10 angajați. De partea cealaltă, sindicaliștii amenință cu acțiuni de protest. Acum mai trimitem și noi o dată ca să vadă că l-am avut și în teritoriu, că văd prin discuțiile care se fac sus că toate modificările astea vin de la președinții confederațiilor, nu din bază. Știți că am fost consultați, așa cum am scris și în adresă, am fost consultați pe modificări, am trimis și amendamente, adică modificări la unele articole, fiecare din teritoriu a transmis ceea ce a crezut că e de modificat. Este neconcordanță cu 467, care este directivă europeană, modul în care se face dialogul social între bipartit și tripartit, în special pe drepturile de muncă, siguranța de muncă și salarizarea. Oare multe dintre ele sunt în cap aceste lucruri. Faptul că permite înființarea structurii sindicale dintre oameni arată disprețul guvernului de a mișcării sindicale și a rolului său în raportul de muncă între salariat și angajat. Și considerăm că la ultima discuție pe care va avea loc probabil săptămâna viitoare, astăzi din nou și mâine sunt discuții pe acest la nivel confederativ, pe această propunere care am asumat-o toți, sperăm să mai modificăm din textul și propunerile care sunt în acest material. Noi susținem punctele dumneavoastră de vedere care le-ați depus la noi prin faptul că le-am trimis către dânsii să vadă că aceste probleme au fost discutate și în teritoriu. Și până la urmă așteptam să vedem forma finală. Un nou pachet legislativ care scurim legea sindicatelor, patronatelor, contractul colectiv de muncă, pentru că, după cum observăm, modificarea la ceea ce se propune pentru 62 depășește 32% din textul legii. Și cam greu să adoptăm prin ordonanță de guvern aceste modificări. Dacă totul 30% din text, nu ar fi mai bine să venim cu un nou pachet legislativ, de preferabil cel vechi, cel anterior acestui legi 62. Pentru că acolo erau mult mai bine reglementate toate. Eu, ca reprezentant, ca președinte al patronatului IMM-urilor, vreau să vă spun că nu suntem de acord cu ce se prevede acolo, în general, la propunerea sindicatelor. Nu suntem de acord cu înființarea sindicatelor în micro-întreprindere, adică sub 10 salariați, pentru că există legea care prevede că există un reprezentant al salariatului unde sunt sub 21 de salariați și vreau să vă spun că firmele au stabilit un reprezentant al salariaților și discută cu el și îl întreabă și de concedii și de condiții de muncă și de salarii. Nu dorim ca noi, ca micii patroni sau mai mari patroni, să se ocupe de sediul sindicatului, să strângă cotizația, să-i facă dotare și noi considerăm că activitatea sindicală trebuie externalizată, așa cum este Uniunea Europeană, și să facă 20 de cabinete de sindicat la Casa de Cultură, că dumnealor au și Casa de Cultură în proprietate, să pună avocați și să-și apere sindicaliștii din afară și nu dinăuntru. De asemenea, nu suntem de acord cu cerința că un patronat nu poate face parte decât dintr-un singur, o firmă nu poate face parte decât dintr-un singur patronat. Este o îngrădire și este o îngrădire a dreptului nostru. Iar noi, spunem așa, eu, de exemplu, care sunt o firmă de turism, așa, care o știți toată lumea, eu fac parte din patronatul de turism și fac în plan județean din patronatul întreprinderilor mici și mijlocii. Jandarmeria, pompierii și poliția recrutează tineri pentru școlile de profil pentru sesiunea din ianuarie 2018. Sute de posturi sunt disponibile în aceste școli. Cei interesați se pot adresa pentru informații la sediile acestor instituții.
Tinerii care își doresc o carieră militară au la dispoziție pentru sesiunea ianuarie 2018 700 de locuri în școlile militare Arma Jandarmi. Astfel, sunt disponibile 350 de posturi la școala militară de subofițer jandarm Grigore Alexandrescu Ghica, Drăgășani, și alte 350 de locuri la școala militară de subofițer Petru Rareș, Fălticeni. Structurile jandarmeriei române în următoarea perioadă, datorită fluctuațiilor de personal, desfășoară activități de recrutare pentru școlile de subofițeri ale jandarmeriei, respectiv școala de subofițeri de la Drăgășani și școala de subofițeri de la Fălticeni, unde există pentru fiecare dintre acestea un număr de 350 de locuri pentru fiecare structură. Și școlile militare pentru pompieri recrutează tineri pentru următoarea sesiune. Este vorba despre 300 de locuri. Și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor scoate în premieră în luna ianuarie un număr de 300 de posturi pentru școala de pompieri și protecție civilă de subofițeri Boldești, dintre care 250 de posturi vor fi de subofițeri, iar 50 pentru maiștri militari. În perioada 20 octombrie-5 decembrie 2017, Inspectoratul de Poliție al Județului Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfășoară activitatea de recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ post-liceal al Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018, învățământ cu frecvență. Inspectoratul de Poliție al Județului Vrancea recrutează candidați pentru Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Avram Iancu Oradea. Înscrierea candidaților se realizează în zilele de marți și joi între orele 9 și 14 la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea, situat în municipiul Focșani, strada Cezar Boliac, numărul 12, Județul Vrancea, camera 217B, etaj 2, poarta 2, auto. În zilele de 9 și 10 noiembrie se va desfășura la Focșani cea de-a 42-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar. Paula Seling și Gabriel Cotabiță sunt invitați în recital după concursul de interpretare. Cea de-a 42-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Florentin Del Mar va avea loc în perioada 9-10 noiembrie 2017 la Sala Mare a Ateneului Popular. Pe lângă concursul de interpretare, dotat cu premii totale de 20.500 de lei, vor avea loc și recitaluri ale unor vedete pop. Principalele recitaluri vor fi susținute de Gabriel Cotabiță și Paula Seling. Vor mai susține micro-recitaluri Teodor Manciulea, câștigătorul trofeului din 2016, și Anișoara Mardare, câștigătoarea trofeului din 2005. Jurul va fi prezidat de compozitorul Horia Moculescu, care din acest an este și cetățean de onoare al municipiului Focșani. Editura muzicală va lansa la Focșani în premieră absolută CD-ul aniversar Horia Moculescu. De luni 23 octombrie 2017 pot fi procurate biletele la prețul de 50 de lei pe seară sau abonamente pentru ambele serii la prețul de 70 de lei. Campionatul de mini-fotbal are programat la final de săptămână etapa cu numărul 5. Cu 6 etape înainte de finalul turului în ligă, primele 4 echipe din clasament, Asociația Sportivă Tomițe Lazăr, Viitorul Câmpineanca, United Focșani și Flux, par echipele ce nu pot rata calificarea în play-off-ul ligii. În etapa din weekend, Asociația Sportivă Tomiță Lazăr a câștigat cu 1-0 cu gol la ultima fază a jocului întâlnirea cu Flux AS. Câștigătoarea fazei locale a Cupei României sezonul trecut, Fluxul a bifat a doua înfrângere consecutivă, marcând un singur gol în ultimele 3 etape. La 0-0, jucătorii de la Flux au ratat o lovitură de penalitate de la 9 metri. Liderul surpriză în Liga de Mini-Fotbal, AS Tomiță Lazăr, aflată la prima participare într-un sezon de mini-fotbal, a acumulat maximum de puncte, iar etapa viitoare va întâlni pe viitor Câmpineanca, ocupanta locului secund. Surpriza plăcută a serii, Green Garden Odobești a reușit un punct în jocul cu Casa Panciu 1-1, punct ce urcă pe Odobeșten pe locul 5. Ambele formații au mulți tineri în lot, semn că schimbul de generații, chiar și în Liga de Mini-Fotbal, este de actualitate. Viitorul a câștigat prin neprezentarea adversarilor, iar Atletico Textil a învins ultima clasată Focșan Hotspur. 15 judoca de la clubul CSM 2007 Focșani au urcat pe podium la Cupa Ianoș Martofi, în trecere care s-a desfășurat în localitatea harghitană Vlăhița. Sportivii antrenați de Stănică Grosu au cucerit 5 medalii de aur.
Sala de sport a școlii gimnaziale din localitatea Vlăhița din județul Harghita a găzduit ediția 11-a Cupei Janos Martofi. La tradiționala competiție internațională au concurat și sportivii de la clubul CSM 2007 Focșani pregătiți de sensei Stănică Grosu. Aceștia și-au reconfirmat valoarea și la acest concurs și s-au întors acasă cu 16 medalii, dintre care 5 de aur, 4 de argint și 6 de bronz. Pe prima treaptă a podiumului au urcat sportivii Alexandru Soare, Mădălin Mușat, Valentin Bulimej, Robert Cășeriu și Marwan Mansur. Medalii de argint au obținut judoca Ianis Ciută, Luca Anton, Darius Nicolau și Mihai Marton, iar pe locul al treilea s-au clasat Iulian Mahole, Alex Lupu, Robert Tănase, Teodor Lal, Cosmin Crivăț și Costinel Irodică. Toți judoca focșeneni care au urcat pe podium au primit medalii și diplome din partea organizatorilor. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla variabil. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 9 grade Celsius, iar cele maxime între 16 și 18 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!